Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt tot cu toții bine. Vă alegeți o ceașcă, inelul roz sau portocaliu, portocaliu sau roz, la dorința dumneavoastră. În care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră, dragii mei, să știți. Până vă concentrați în ceașcă, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase. Într-adevăr, sunt foarte încântată de mesajele voastre, să dea Domnul la fiecare în casă să intre noroc în viață. Vă mulțumesc pentru susținere, pentru timpul acordat, pentru tot, dragii mei, să știți. Și dacă încă nu sunteți abonați, abonează-te, deschide clopoțelul ca să fiți la curent de toate videourile care le fac pentru voi și nu veți regreta, dragii mei, să știți. Să deschidem, să vedem ce mesaje ne dă ceștele noastre pentru următoarele zile, să dea Domnul să fie totul bine. Eu în cește nu știu ce este, ce va ieși, aia am să vă zic și vouă. Să dea Domnul să fie totul bine. Asta este prima ceașcă, vă arăt și vouă ca să vedeți. Asta este prima ceașcă. Și uitați-vă, dragii mei, aici sunteți o pereche, să știți că totul o să fie frumos între voi. Pentru că acest bărbat, uitați-vă, vine la voi cu un buchet de flori și să știți că o să vă ceară în căsătorie, pentru că acest bărbat dorește de mult timp să vă facă această cerere în căsătorie și deja o să facă, să știți, pentru că de mult timp sunteți împreună și voi așteptați această propunere de căsătorie și să știți că această propunere de căsătorie vine în sfârșit la voi și o să fiți foarte, foarte fericiți. Pentru că, uitați-vă, aici sunt două uși, aceste uși sunt ușile dragostei pentru voi, ușile fericirii, ușile bucuriei. Și să știți că veți avea o căsnicie foarte frumoasă, pentru că sunteți de ani de zile împreună și nu ați reușit să faceți această căsătorie, dar să știți că este deja timpul ca să vă căsătoriți. Dar aveți grijă, este o femeie aici la picioarele voastre, asta este mama lui, de parcă nu vă dorește. Voi de asta, de atâta timp nu ați fost împreună, pentru că mama lui nu v-a dorit și iarăși nu vă dorește, dar să știți că această persoană la toate problemele o să o să-și închidă ochii și o să vă facă acea propunere de căsătorie, dragii mei, dar să știți că această femeie se va enerva foarte tare, dar să știți că până la urmă o să se moaie și o să, așa, o să vă primească în familia ei, dar să știți să nu vă așteptați așa să vă primească cu brațele deschise, dragii mei, pentru că dacă vă sfătui, dacă vă căsătoriți cu această persoană, vă sfătui să vă țineți casa voastră aparte, pentru că dacă o să trăiești cu această persoană, o să vă facă viața venind, să știți acest lucru și niciodată să nu trăiți cu această persoană împreună, pentru că dacă o să faceți acest lucru, viața voastră se va transforma într-un coșmar, să știți acest lucru, dragii mei, pentru că această persoană nu vă dorește, nu v-a dorit, doar cu din fiul ei vă dorește de ei, o să vă primească în familia ei, să știți acest lucru. Dar, cum am zis, țineți-vă casa deoparte, pentru că o să fiți fericiți atunci când o să fiți deoparte. Aici aveți o întâlnire, să știți că un vechi prieten o să vă întâlniți, stați la o masă, așezați și vă sfătuiți pentru viitor. De parcă doriți să faceți o afacere împreună și să știți că această afacere o să fie foarte bine pentru voi, o să câștigați bani frumoși. Să știți, 7 luni de zile sau 7 săptămâni de zile o să faceți această conversație cu această persoană și o să deschideți afacerea voastră împreună cu această persoană. Să știți acest lucru, asta poate să fie, mai știu eu, un restaurant, o coafură, ceva, o să deschideți împreună, o să puneți mână la mână și o să deschideți acea afacere, dragii mei, să știți acest lucru, pentru că asta și veți avea foarte bune câștiguri, pentru că aici este o, cum să zic, un trifoi care vă arată că veți avea noroc în acest loc de muncă și o să fie totul bine pentru voi, să știți. Pentru că asta vă arată ceașca. Aici văd o femeie însărcinată, să știți că această femeie trebuie să nască în curând și să știți că o să, cum să zic, o să fiți nevoiți să plecați la un drum, dar fiți atenți că la acel drum puteți să nașteți, poate să sunteți în străinătate sau din țara voastră să plecați în străinătate, doriți ca nașterea să fie în străinătate, ca acest copil să primească cetățenie străină. Dar fiți atenți că poate să vă prindă naștere pe drum, dragii mei, să știți, pentru că asta mi-arată ceașca. Fiți atenți, faceți toate controlele la medic, cu voia medicului trebuie să plecați la acest drum, pentru că văd că veți face naștere pe drum, să știți acest lucru. Dar să știți că această naștere o să nașteți un copil sănătos, o să fie foarte bine pentru
voi o să faceți o naștere normală și să știți că acest copil se va naște un copil sănătos și să știți că cum intră acest copil în familia voastră, se deschid toate ușile, că acest copil o să intre cu bucurie, fericire și norocul lui în casa voastră, să știți. Cifra 23, 33, 44 și 50. Persoanele care sunteți din zodia săgetător, bărbat, femeie, nu contează. La acești ani să știți, dacă nu aveți pereche, nu aveți partener, să știți că o să vă întâlniți cu partenerul sau partenera voastră și o să aveți o relație foarte bună, pentru că văd că aici de multe, mult timp nu aveți o relație și doriți să vă intre în viața voastră o parteneră sau un partener și să știți că va intra, o să vă găsiți jumătatea și o să aveți și voi să un umăr să vă puneți capul pe acest, să spuneți durerile acestei persoane. Să știți că aici este o femeie care mereu vă ajută să ieșiți din greutăți. Această femeie de parcă este o zână pentru voi, de parcă este un noroc mare pentru voi. Să știți acest lucru, această femeie mereu vă sare în ajutor, această femeie mereu vă scoate din greutăți, chiar și în trecut v-a scos din greutăți și să știți că și pe viitor, de parcă este ca o zână pentru voi, ca un înger, ceva. Aveți o persoană în jurul vostru care vă păzește de tot ce este rău și mereu vă scoate din greutăți. Orice greutate care o aveți voi în viața voastră, această persoană mereu vă sare în ajutor și vă scoate din toate problemele, să știți. Și această femeie, într-adevăr, este o femeie foarte bună. Asta poate să fie mama voastră, bunica voastră, șefa voastră, nu contează, dar este o femeie foarte bună la suflet care vă ajută mereu, chiar când ai probleme financiare, vă ajută. Când ai o problemă de rezolvat în viața voastră, vă ajută. Mereu vă ține de mână, niciodată nu vă lăsați și niciodată nu o să vă lese această femeie, pentru că, într-adevăr, vă iubește foarte mult, vă stimează și voi, cu ajutorul acestei femei, o să ieșiți din toate situațiile, să știți, dragii mei. Cu sănătatea, aveți grijă de durerile de cap, pentru că asta vă arată că aveți dureri de cap, o să lovească și la ochi, o să aveți așa dureri și de ochi și de cap. Fiți atenți la sănătatea voastră, în afară de asta o să fie bine, dragii mei, să știți. Să vedem și dorința ce ne va zice. Dorința voastră este încă în așteptare. Și uitați-vă, a ieșit în ceașcă că o să primiți acea cerere în căsătorie și în farfurie a ieșit acel lucru, că o să primiți acea cerere în căsătorie, dragii mei, să știți, și încetul cu încetul în familia voastră, uitați-vă ce este litera A și N, cu o persoană, cu ajutorul unei persoane, N și A, o să se rezolve problemele voastre pe care le aveți, casnice, familiare, dragii mei, o să vă sară în ajutor și o să vă scăpați de toate problemele pe care le aveți în familia voastră. Să vedem și numărul 2, ce ne zice? S-au revărsat greutățile, s-au revărsat toate durerile din ceașcă. O să trageți un aer curat și o să fie mai bine pentru voi. Asta este numărul 2, vă arăt și vouă ca să vedeți. Și aici este un delfin, dragii mei. Să știți că acest delfin vă arată norocul, fericirea, sănătatea, iubirea și tot ce este, ce doriți în viața voastră o să vină. Pentru că așa un delfin, cum scapă de la nec viața unui om, așa, voi o să ieșiți din greutăți. Să știți că intrați într-o perioadă foarte norocoasă care o să vă meargă totul bine. Pentru că până acum toate lucrurile au mers pe dos. De parcă ați avut așa niște blocaje în calea voastră, nu ați avut bani, nu ați avut dragoste, nu vă mergea nimic bine, nimic așa. De parcă v-ați lovit într-un perete și nu puteați ieși de acolo sau ați căzut într-o groapă și nu puteați ieși de acolo. Dar să știți că de acum încolo totul se ridică, toți nourii pe care ai deasupra voastră o să se ridice și o să intrați în toate ușile norocoase, pentru că acest delfin vă arată fericirea, iubirea, sănătatea, noroc, tot ce este frumos o să intre în viața voastră, să știți, și bani frumoși o să intre în viața voastră. Uitați-vă, aici este o focă, să știți că această focă tot vă arată că veți avea noroc, pace, fericire și aici vă arată că în buzunarul vostru o să intre bani frumoși. Multă lume o să ziceți de... Dacă nu muncești, de unde va intra bani? Dumnezeu, nici nu știți de unde o să vă trimită acei bani, dragii mei, pentru că dacă ai încredere în tine și gândești mereu pozitiv, nici nu știi de unde acei bani vor intra în viața voastră. Poate să faci un lucru adăugător, poate că faci bine bucate și poate să faci acele bucate să le vinzi, poate că împletești foarte bine, mai știu eu, ciorap, mai știu eu, poate că împletești bine așa pulovere, ceva faci, ai o... Cum să zic,
ceva bun la tine și acest lucru poți să-l faci și să vinzi acele produse, să vinzi acele haine și să câștigi banul tău. Mai știu, poate că faci bine sarmale, mai știu, poate faci bine biscuiți, nu contează, dar să știți că veți găsi așa un lucru adăugător și o să vindeți, o să faceți un lucru adăugător și o să vă intre bani frumoși în viața voastră. Poate că aveți găini, să vindeți ouă, mai știu, nu contează, dragii mei, nici nu știți de unde o să vă vină așa lucruri frumoase în gândul vostru, o să faceți acest lucru și o să vă intre bani buni în buzunarul vostru și o să vă dați și datoriile, o să scăpați și de greutăți financiare, o să faceți și tot ce doriți voi în viața voastră, dragii mei, să știți. Este îndeajuns să dorești, să gândești ceea ce trebuie să faci și o să vedeți că banii o să vină la voi așa cum doriți voi să știți. Uitați-vă, aici este un bărbat. Acest bărbat este în singurătate. Să știți că voi vă gândiți că voi pe acest bărbat l-ați certat. Este cu litera T în nume sau prenume. L-ați certat că vă gândiți că această persoană vă înșală. Vă gândiți că această persoană este o persoană rea, dar să știți că nu este așa, dragii mei. Această persoană are niște probleme pe spatele lui și nu dorește să vă spună ca să nu vă strice inima. De parcă este într-o datorie mare, de parcă are niște probleme cu alte persoane și nu dorește ca să vă spună vouă, ca să nu vă stricați inima, dragii mei, dar să știți că în curând acest bărbat o să pui toate problemele pe care le are, o să le rezolve și atunci o să vină și o să vă spună totul și vouă și o să vedeți că voi vă gândiți acum că această persoană vă înșală, vă mintea, se duce la altcineva, mai știu, pentru că acest bărbat câteodată iese seara din casă. De ce iese seara din casă? Pentru că face lucruri adăugătoare și ca să dea datoriile pe care le are și cu timpul acest bărbat o să-și dea toate datoriile, o să iasă din aceste greutăți, apoi o să vină și o să vă spună și atunci o să vă dați seama, da, într-adevăr, eu am făcut greșeală și o să vă cereți scuze de la acest bărbat, dragii mei, să știți, pentru că acest bărbat, într-adevăr, are o greutate mare deasupra lui, nu știe ce să facă, nu poate dormi nopțile și mereu îl zbuciumă gândurile cu aceste probleme a lui și să știți că într-o bună zi, cum am zis, o să se rezolve, o să se întoarcă la voi, voi o să vă cereți iertare și o să vă continuați relația, viața mai departe, dragii mei, să știți acest lucru. Litera C, T, A, S, N, L și P. Persoanele care sunteți cu aceste litere în nume sau prenume, bărbat, femeie, nu contează, cel mult 2 săptămâni sau 2 luni de zile să știți că vă schimbați locul de muncă. Poate să treceți la un loc de muncă mai bun și mai bine plătit și să știți că acest lucru îl doriți de mult timp ca să faceți asta și să știți că o să aveți câștiguri bune, o să vă cumpărați și o mașină albă pentru că această mașină de mult timp o doriți să o cumpărați, o să o cumpărați, să știți acest lucru, pentru că văd că de multe ori ați intrat și la un permis de conducere și nu ați reușit să luați acest permis de conducere, o să reușiți să faceți și acest lucru, o să vă cumpărați și acea mașină. Și o să vedeți că o să fie totul bine pentru voi. Aici văd o persoană care este din zodia rac. Să știți că această persoană vă face zile fripte în casa voastră. Să știți acest lucru. Asta poate să fie un fiu, o fiică, mai știu eu, poate să fie altcineva. Dar să știți că această persoană vă face zile fripte mereu. Nu vă dă pace să trăiți în liniște. Din cauza acestei persoane foarte mult vărsați lacrimi, dar să știți că și această persoană o să se liniștească și această persoană de parcă este într-o perioadă așa întunecată și să știți că în curând o să se limpezească și această persoană și o să se întoarcă acea fericire, acea bucurie pe care tu ai avut-o în familia voastră, dragii mei. Acum de parcă sunteți așa în niște nouri, într-o ploaie care este așa plouă cu pietre în viața voastră, dar să știți că o să se rezolve și o să se întoarcă înapoi liniștea, pacea și fericirea pe care tu ai avut-o, dragii mei, să știți. Pentru că asta vă arată ceașca. Aici este o cheie, să știți că această cheie este cheia vieții voastre, să știți că în calea voastră, încetul cu încetul, o să începeți să deschideți toate ușile. Pentru că văd aici foarte mult uși ați bătut, mai știu eu, pentru judecată, mai știu eu, pentru ceva de la stat aveți de luat, de făcut, de așa
acte de făcut și la orice ușă care ați bătut, toate ușile vi s-au închis în fața voastră, dar să știți că ați luat acea cheie în mână și puterea o să fie de partea voastră, norocul o să fie de partea voastră, o să deschideți toate ușile pe care au fost încuiate în viața voastră, în fața voastră și o să vedeți că tot ce ai de rezolvat, tot ce ai de făcut, mai știu, o să poate să fie o școală, nu contează ce ai de făcut în viața voastră, o să se rezolve și toate ușile o să le deschideți și o să vedeți că acele uși o să vă aducă bucurie, fericire în viața voastră. În casa voastră să știți că sunt două lebede. Aceste lebede vă arată în casa voastră fericirea, iubirea și sănătatea, pentru că aceste două lebede s-au încolăcit gâturile așa unul de altul și vă arată că dragostea voastră o să fie mai mare decât acum, de parcă așa. Intrați într-o perioadă rece, iarăși vă încălziți, iarăși intrați într-o perioadă rece, așa persoanele care sunteți căsătorite, dar vreau să vă zic că căsătoria voastră, relația voastră, dragostea voastră o să se încălzească și mai mult și o să țineți mai mult unul la altul, dragii mei, să știți, pentru că fiecare persoană face câte o greșeală în viața lui, dar să știți că este principalul acea greșeală să o îndrepți. Dacă îndrepți orice greșeală, să știți că se iartă orice. Dacă acea persoană nu știe să-și îndrepte acea greșeală pe care a făcut-o, atunci înseamnă că această persoană nu merită să-l iertați sau acea persoană să o iertați, dragii mei, să știți acest lucru. Este principalul acea persoană să-și înțeleagă greșeala și să-și ceară iertare de la voi, să știți acest lucru. Aici este o pălărie, să știți că această pălărie vă arată că o să prindeți foarte mult la putere și totul o să fie de partea voastră, pentru că știți așa cum viața voastră așa, ați avut așa niște slăbăciuni, așa parcă vă simțiți fără noroc, dar să știți că totul este de partea voastră și tot norocul o să fie de partea voastră, o să vă simțiți așa niște persoane puternice. O să vă simțiți așa persoanele, o persoană că în jurul vostru toată lumea vă iubește și vă stimează. Așa o să primiți stimă de la oameni. Cu faptele voastre o să primiți stimă de la față de oamenii din jurul vostru, dragii mei, să știți. Și asta pe voi o să vă simțiți așa și mai norocoase. O să vă simțiți așa ca niște persoane stimate în jurul vostru, dragii mei, să știți acest lucru. Pentru că o să primiți stimă, iubire, fericire din partea oamenilor din jurul vostru, să știți. Cu sănătatea nu văd nimica în ceașcă, o să fie totul bine. Dacă sunteți persoane bolnave, să știți că o să fie totul stabil, dragii mei, să știți. Să vedem și farfuria ce ne va zice. Dorința voastră iarăși este în așteptare. Și uitați-vă, v-am zis că în casa voastră se vor rezolva problemele care le aveți, să știți și farfuria vă arată același lucru, că problemele vor pleca din viața voastră, se va naște fericirea, iubirea în casa voastră, toate problemele vor pleca pe apa sâmbetei, dragii mei, să știți acest lucru și acea iubire, acea fericire pe care ai căutat tu toată vremea se va întoarce înapoi la voi, să știți acest lucru. Așa, scumpii mei, sper să fie pe înțeles, asta a fost deschiderea noastră. Eu vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere!